sunt oameni buni, nu știu încă dacă fac bine ce fac aici. E primul live pe care îl susțin pe pagina GeoLive. Vreau să-mi scrieți dacă mă vedeți, dacă mă auziți, dacă totul funcționează bine. Să știu și eu că fac bine ce facem aici. Puteți să-mi scrieți mesaje. Bun, salut Cristi! E o zi cu soare astăzi, așa că avem energie bună. Chiar am început ziua în forță cu Cristi. Am ieșit la o sesiune de alergat, nici nu știu exact câte minute, minim jumate de oră. Așa că avem energie bună. Așa. Ce vreau să vă spun? În live-ul de astăzi vreau să vorbim despre motivație. Nu prea am mai făcut live-uri pe Facebook, așa că să aveți răbdare cu mine, să fiți indulgenți. De obicei, bun, salut Paul, e foarte bine. De obicei, sunt obișnuit să mă filmez, dar live-uri nu am făcut până acum. Bun. Așa cum spuneam, vreau să discutăm despre motivație. De ce? Pentru că de curând am început antrenamentul pentru noul sezon de ciclism și am început să mă gândesc la ce e important atunci când vorbim de un program de antrenament bine stabilit. Și unul dintre cele mai importante lucruri e motivația, bineînțeles. De ce motivația? Pentru că am avut cu toții parte de un sezon, așa cum ați văzut și voi, cu o grămadă de probleme. Și în sezonul ăsta motivația ne-a fost pusă la încercare. Și am fost în poziția de a nu fi siguri dacă are rost să mai facem sport sau nu. Unii dintre noi au renunțat. Chiar am avut prieteni care, de exemplu, Roli mi-a spus: băi, eu mă antrenez ca să concurez. Dacă nu concurez, atunci n-are rost să mă antrenez. Și el a renunțat la ciclism, temporar, sper, pentru el. Și de asta vreau să vorbim despre motivație astăzi. Vreau să vă spun și propriul meu exemplu, cum a trecut pandemia pentru mine. Am fost destul de motivat și nu mi-am pierdut speranța foarte ușor. Chiar în timpul carantinei am avut un program stabilit pentru acasă, de forță, unde am reușit să mă mențin în formă, alături și de alți oameni. Unii chiar au avut rezultate mai bune pe timpul carantinei cu programul de acasă. Însă ce m-a demoralizat pe mine foarte puternic a fost când, după ce a trecut carantina și am avut voie în sfârșit să ieșim afară, a urmat o lună de ploi aproape zilnice, dacă nu de 2-3 ori pe zi. Iar asta pe mine m-a demoralizat foarte puternic, adică după ce am stat 2-3 luni în casă, apoi să ne fugărească și ploaia, adică bun, ne fugărește poliția, dar și ploaia acum. Acela a fost un moment în care mi-am pierdut motivația. În plus de asta m-am gândit că dacă lucrurile sunt incerte, dacă nu știm sigur ce competiții vor fi, dacă vor fi, care se vor ține, care nu, această nesiguranță m-a făcut să nu mai fiu la fel de motivat, la fel de concentrat pe antrenamentele pe care le fac. Prin urmare, am decis ca sezonul acesta să las lucrurile mai ușor, să nu mă concentrez atât de mult pe antrenamente, pentru că pentru a fi în formă maximă ai nevoie să aloci o cantitate mare de energie, adică
5-6 antrenamente pe zi, de între 2 și 3 ore, chiar 4 ore, este destul de solicitant. Iar dacă nu știi pentru ce faci chestia asta, este demoralizant. Din acest motiv eu am lăsat-o mai mult. Asta a fost povestea mea cu pandemia. Acum, după ce a trecut anul acesta, am reflectat și mi-am dat seama că vreau să trec la nivelul la care rezultatele și podiumurile în ciclism să fie doar un bonus. Vreau să fie un stil de viață antrenamentul pentru mine, iar dacă reușesc și un rezultat bun, să fie doar un bonus. Să revenim la subiectul live-ului, am vrut să-ți povestesc foarte puțin partea asta de motivație personală din anul acesta. Totodată, un alt lucru important este atunci când vorbim de un program de antrenament, este să știi de unde pleci, de unde pornești, cine ești, ce vârstă ai, ce experiență ai și care sunt punctele tale forte. În sensul ăsta, am venit în întâmpinarea voastră cu un chestionar pe care îl puteți găsi pe pagina de Facebook GeoLive. E postat, cred că ieri. Și ideea acestui chestionar am pus la punct o serie de întrebări care să te ajute să găsești răspunsurile și să îți dai seama care sunt punctele tale forte native. Vezi testul pe pagină și completează întrebările, iar eu voi reveni cu răspunsurile la tine. Bun. Hai să intrăm un pic mai mult în subiect și anume cum vreau să vă întreb pe voi, cei care urmăriți acum live videoclipul și cei care veți vedea mai târziu. Cum faceți voi să rămâneți motivați pe termen lung? Adică și aici vorbim de câteva luni, câțiva ani. Vreau să-mi scrieți în comentarii ce vă motivează pe voi, ce motivații aveți. Citesc toate răspunsurile, așa că vă invit cu curaj. Cred că emoții mai mari ca mine nu aveți. Probabil o să fie un pic de delay între răspunsurile voastre și momentul în care eu le citesc, dar hai să vedem că am răbdare. Nu o să vă rețin prea mult, de obicei îmi place să fiu scurt și la obiect, așa că probabil în 10 minute vom încheia. Deci răspundem scurt în comentarii ce te motivează pe tine să faci sport, să te antrenezi, să fii în formă și ce motivații ai. Ok, Paul spune că o să treacă și perioada asta, așa că să nu ne ieșim complet din formă. Da, exact, o să nu ne ieșim din formă. Eu chiar dacă, așa cum vă povesteam, chiar dacă am ales să iau o pauză de la competiții, am rămas mereu în formă. Adică, în momentul de față, mă antrenez 5 zile pe săptămână, preponderent la forță, iar de când am început pregătirea pentru sezonul următor, am introdus și cardio, câte 2-3 sesiuni de alergat pe săptămână. Astăzi a fost a treia, împreună cu Cristi. Hai să vedem. Norbert spune că pe mine mă motivează mama mea, are o bută de baseball. Bun. Am observat încă un lucru interesant despre care vom vorbi imediat. Ce spune Cristi, dacă te speli? Da, exact. Exact. Bun, Cristi e și tehnician dentar, deci exemplul lui este fondat. Pentru cei care nu au disciplina asta de igienă zilnică, le recomand să-l contacteze pe Cristi. Cred că le poate face o recomandare bună în sensul ăsta.
Dar da, exact așa, dincolo de exemplul amuzant, ceea ce facem într-o anumită zi nu se vede imediat, ca și fitness-ul. Dacă mergi o zi la sală, nu o să vezi că te-ai transformat a doua zi. Chiar am postat ieri un story și spunea ceva de genul că disciplina te poate duce în locuri în care motivația nu poate. Pentru că dacă faci ceva regulat, timp de 5 zile pe săptămână, un an de zile, o să ajungi la un anumit nivel și într-un anumit loc în care motivația nu poate să te ducă acolo. Adică astăzi mă simt motivat, rup munții, mâine nu mai am chef, nu mai fac nimic 3 zile, după aia iară vine motivația. Asta e motivația care e fluctuantă. Pe când disciplina e zilnică. Ai, n-ai chef, faci ce ai de făcut, la fel ca și spălatul pe dinți. Ce mai vreau să spun vis-a-vis de comentariul lui Norbert este vis-a-vis de motivații. Cred că e important să ne stabilim motivațiile corecte. De ce? Pentru că, așa cum a scris Norbert în comentariu, dacă avem motivații exterioare, sau cum să zic, să începem așa, există motivații interioare și exterioare. Exterioare sunt atunci când vin din exterior, din partea altcuiva, adică altă persoană, altcineva te motivează să faci ceva. Poate sunt părinții, poate sunt prieteni, e șeful, e o motivație exterioară. Nu-i rău, te poate pune pe direcție, pot apărea rezultate, însă ceea ce se întâmplă este că atunci când dispare motivația exterioară, când să zicem că persoana respectivă, nu știu, nu mai trage de tine sau a dispărut din viața ta, tu nu mai faci lucrul ăla pentru că a dispărut motivația exterioară. Ca și cum ai avea un antrenor care îl iei, îl plătești doar o lună de zile. El într-o lună de zile are rezultate cu tine, după aceea renunți și nu mai este cineva care să îți spună ce să faci și tu renunți. Asta este o motivație exterioară. Și vă încurajez să vă setați motivații interioare. De ce? Pentru că atunci când ai motivațiile tale intrinseci, nu depinzi de cineva, nu depinzi de exterior. Dacă ești doar tu cu tine, e suficient ca să faci ce ți-ai propus. Indiferent de cine e în jurul tău, indiferent de ce zic ceilalți. Stai să mai văd un comentariu dacă de la Paul. Pentru alergare, cel puțin competițiile virtuale. Ok, nu știu de competiții virtuale pentru alergat. Cristi, cu ajutorul repetiției, stilul de viață se îmbunătățește până când aceste obiceiuri intră în subconștient și eliberează necondiționat gânduri pozitive. Motivația este doar un baton protein care te ajută să ajungi acolo. Da, exact. Așa cum spui și tu, până când se stabilește un obicei. E nevoie de cât? 21 de zile până stabilești un obicei, după care intri într-un ritm, deja vrei să faci lucrul ăla de la sine. Bun, vreau să vă întreb alt lucru, pe cei care vedeți videoclipul ăsta, sau pe care îl veți vedea mai târziu, dacă să scrieți în comentarii dacă participați la competiții de alergat, de ciclism. Sunt curios să aflu chestia asta de la voi. Cristi, știu că nu prea participă la cele de ciclism, mai rar la cele de alergat. Paul? Norbert? Voi participați? Ce mai vreau să vă spun este că, dat fiind că suntem în perioada asta de toamnă-iarnă, în care începem
pregătirea pentru sezonul următor. Mi-am propus ca pentru următoarele 4 săptămâni, în fiecare weekend, să discutăm despre un anumit subiect live. Asta e prima săptămână. Prin urmare, cumva îmi iau și angajamentul față de voi ca următoarele weekenduri să ne auzim cu alte subiecte. Vă spun de pe acum că weekendul viitor mi-am propus să vorbim despre 5 situații în care ar fi bine să ai un plan. 5 situații vis-a-vis de ciclism în domeniul ăsta. Bun, Paul zice că participă și la cele de alergare. Bun. Altă întrebare, sunt curios să vă întreb de cât timp participați la competiții, de cât timp faceți sport? Bun, până răspundeți voi, haideți să răspund și eu la întrebarea pe care am adresat-o vis-a-vis de motivații. Mi-am dat seama că în ultimul an mi-am dat seama că vreau să fac din sport pentru mine un stil de viață. Adică nu mai vreau să mă antrenez pentru o competiție anume, pentru un vârf de formă. Voi face și asta, dar motivația mea vreau să fie ca sportul să facă parte din viața mea pe termen lung. Câțiva ani de acum înainte, vreau să fac sport în mod regulat, pur și simplu pentru beneficiu personal. Acest lucru este o motivație interioară, așa cum vorbeam mai devreme. Nu depinde de exterior, nu depinde dacă e corona, dacă nu e, dacă sunt competiții, dacă nu, dacă avem voie să ieșim din casă sau nu. Nu depinde nimic. Eu vreau să fac sport. Dacă pot să ies din casă, mă antrenez pe bicicletă, merg la sală, alerg. Dacă nu pot, fac în casă. Ăsta e stilul de viață pe care vreau să-l dezvolt pe termen lung, începând de anul ăsta, dar și până acum am făcut același lucru, doar că aveam mereu un gând că mă antrenez pentru ceva anume. Bun, Paul din 2015 și mountain bike. Ah, și de 2 ani alergare. Ok. Bun, deci înseamnă că ai deja 5 ani de experiență în mountain bike. Asta e super bine. Cristi spune că terapia de grup este cea mai bună motivație să participi la activități de grup, competiții. Da, e la fel cum am observat și în programul nostru de antrenament Geo Coach, atunci când suntem mai mulți oameni la un loc, este mult mai motivant și simți așa că faci parte dintr-o familie. Simți că și cel de lângă tine face același lucru pe care îl faci și tu. Simți că ai scopuri comune și asta te motivează foarte mult. Am observat lucrul ăsta real. De fiecare dată când apăreau postări pe grup cu oameni care postau ce antrenamente au făcut în săptămâna respectivă, ceilalți îmi spuneau când ne auzeam la telefon: băi, ce m-a motivat, am văzut că ăla a făcut, mamă, câte antrenamente a reușit, câte X-uri a pus. Și efectiv ne motivam reciproc, așa cum spune și Cristi. Bun. Cred că am ajuns la finalul live-ului, am povestit puțin despre motivație, cum e bine să fie interioară, exterioară și am aflat și ce ne motivează pe unii dintre noi. Vom încheia aici și weekendul viitor, așa cum am spus, povestim despre... Salut, Cristi! Uite că abia acum începe să apară mai multă lume. Weekendul viitor vom vorbi despre 5 situații în care e bine să ai un plan dinainte și vom vedea ce se întâmplă exact. Adică ce se întâmplă dacă nu ai un plan, cum arată un plan în situațiile respective și de ce se schimbă dacă ești pregătit. Citesc și comentariul lui Cristi și după aceea încheiem.
Am participat la două competiții de ciclism și una de alergare. Participă din anul 2013. Bun, cu Cristi oricum noi ne întâlnim în programul de antrenament. El e deja la al doilea an consecutiv, dacă nu al treilea, nu mai știu nici eu exact. Dragilor, cam atât. Vă salut, aveți grijă de voi și setați-vă motivațiile corecte. Reflectați un pic la ideea asta, întrebați-vă voi, nu e nevoie să-mi răspundeți mie, de ce faceți ceea ce faceți. V-am pupat, să aveți o duminică frumoasă și ne vedem weekendul viitor.